Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să vedem ce mesaj are Universul să îți transmită în acest moment în care a intrat pe acest videoclip. Wow! Văd aici o persoană care are intenții foarte pure față de tine. Pentru unii dintre voi, văd aici un copil care are cu importanță foarte mare în viața ta, în acest moment. Văd că te afli într-o perioadă de noi începuturi, te afli într-o perioadă extrem de benefică pentru tine, în care vrei să experimentezi tot felul de lucruri. Pentru unii, văd aici o nouă relație care a apărut sau care urmează să apară în viața ta. parcă începi niște studii noi sau începi să studiezi altfel o persoană, începi să analizezi puțin altfel lucrurile din viața ta. Mai departe, vreau să văd acest nou început, această eliberare. Wow! Dragii mei, să știți că e vorba de un nou început foarte stabil, dacă ești o persoană singură, știi că apare cineva în viața ta. Apare o persoană care atunci când te cunoaște, nu vrea să mai plece, nu vrea să te mai lase. Dacă te afli într o relație, văd că un copil sau un lucru nou, o activitate nouă pe care o faci împreună cu această persoană, îți poate uni relația foarte mult. Simt aici să vă transmit faptul că cei care vreți să începeți ceva nou pe zona profesională sau, în general vorbind, vreți să începeți o activitate nouă, aveți toate șansele, aveți foarte multă susținere din partea celorlalți și, mai mult decât atât, să știți că urmează o perioadă extrem de benefică. Ceea ce tu începe acum, acest nou început, acest nou drum pe care te afli și. Care îți oferă foarte mult entuziasm, care îți oferă foarte mult curaj, să știi că te ajută foarte mult în următoarea uh, perioadă. Acest nou început, să știi că este stabil și te poate maturiza, te poate face o persoană sigură pe ea. Pentru unii, văd că sunteți aici într-o relație cu o diferență de vârstă între voi dar să știți că este o relație foarte închegată. Dacă ești femeie, văd aici o relație foarte apropiată cu tatăl sau cu un frate, iarăși. Au căzut prea multe cărți. Mai departe vreau să văd pentru tine Wow! Se pare că ai foarte multe mesaje. Aici văd clar o persoană care se îndreaptă către tine cu niște intenții foarte pozitive, cu niște intenții extrem de frumoase. Cineva care ți-a adus flori sau cineva care îți aduce un buchet de flori. Dacă e vorba de zona profesională, aici văd un succes foarte mare în urma unui drum pe care îl faci sau un succes mare care are legătură cu un loc de muncă în care presupune să faci drumuri. Primești o recompensă, primești ceva pozitiv. Foarte interesant aici, văd faptul că urmează să faci o călătorie pentru sufletul tău, dar văd că e posibil iarăși să-ți vină o persoană foarte dragă în casă, să-ți vină o persoană în vizită. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că apare o nouă persoană care uh, poate să fie dintr-o altă religie, dintr-o altă cultură, dintr-o altă țară. Este o persoană aflată undeva în depărtare. De asemenea, văd pe cineva care se pregătește să se mute, cineva care se pregătește să schimbe ceva în viața sa. Deci e foarte intens acest aspect. Se pare că ești o persoană pe cât de firavă, pe atât de puternică. Și ai aici pe cineva care are sentimente foarte sincere față de tine, Poate să fie o persoană care se mișcă greu, o persoană care ia foarte greu decizii, dar este cineva pe care te poți baza. Cineva care vrea foarte mult să vă mutați împreună, vrea foarte mult să schimbați ceva în viața voastră. Ai o protecție foarte mare. Mai văd aici. Dar și faptul că urmează o schimbare în viața ta foarte rapid. O schimbare care are legătură ori cu o persoană care vine de la distanță, ori are legătură pentru alții cu un drum pe care îl faci împreună cu cineva anume. Și parcă ești ferit sau ferită de o problemă. Pentru că sunt niște dușmani aici pe dragoste, niște persoane care sunt invidioase sau persoane care nu îți vor binele și pe care tu reușești să le elimini din viața ta. Văd o relație care se încheagă mult mai bine aici, foarte clar. Dacă ești femeie, văd aici un bărbat care se simte foarte bine alături de tine simte că are libertate, simte că are tot ceea ce îi trebuie și văd foarte clar faptul că această persoană urmează să îți ofere o veste, o veste foarte bună, o veste de pace, care presupune să vă mutați împreună sau care presupune să faceți un drum împreună. Și uite, este clar aici faptul că tu afli un secret. Afli un secret și uite, o să urmeze o perioadă în care tu ai de făcut niște alegeri foarte importante. Foarte, foarte importante. Un dușman, o persoană vicleană, văd aici că pleacă din viața ta. Cineva ia această decizie. Secretul să știi sau rezolvarea la problema ta are legătură, iarăși, cu un copil sau cu o persoană mai tânără, cu ideea aceasta de a acționa tu într-un mod mai copilăresc, de a acționa într-un mod mai bun, mai blând, mai iubitor, mai diferit. Iarăși, foarte clar se vede acest aspect. Vreau să văd mai departe. Mai departe, văd aici că momentan tu nu cunoști lucrurile foarte mult, da? momentan. Văd o femeie care nu are intenții bune față de tine sau este o femeie care îți ascunde ceva legat de o călătorie sau legat de un copil. Mai departe, Foarte interesant. Aici văd, iarăși, foarte clar faptul că în următoarea perioadă o femeie îți vine în vizită sau o femeie pleacă de undeva anume. Parcă cineva vine, se bucură alături de tine, te susține, te ajută. Dacă ești bărbat, vezi că treci printr-o perioadă în care ai un ajutor extraordinar de mare din partea unei femei, din partea unei persoane foarte dragi ție. Și uite ce veste bună primești aici: o veste pentru sufletul tău. Este ceva ce ține și de o pierdere a unei persoane. Poate chiar e vorba de. Niște roade pe care cineva le culege. Deci ceva extrem de benefic. Și uite, aici reușești să închizi ceva. Deci, situația în care tu te afli, să știi că se închide la o zi sfântă sau la o zi mare. De asemenea, văd aici o soluție la o problemă pe care tu o ai și care iarăși ține de a încheia ceva, ține de a stabiliza ceva. Însă, în final, văd că decizia să știi că este la tine. Va trebui să te decizi, uite, e clar. Va trebui să te decizi dacă vrei să te căsătorești cu această persoană, dacă vrei o relație stabilă, pentru că, uite, apare aici o oportunitate foarte clară de căsătorie sau o oportunitate de. A rămâne foarte stabil sau stabilă într-un loc de muncă. Deci aici trebuie să te gândești foarte bine la ceea ce tu vrei să faci. Vreau să văd mai multe detalii. Aici este vorba de un bărbat care mereu este pe drumuri, care este credincios. Este o persoană puternică, o persoană care îi place să experimenteze diferite lucruri. Care are niște probleme cu o femeie, legătură cu o mutare, dar care, uite, găsește o soluție pentru sufletul tău. Să știi că această persoană, în momentul de față, caută o soluție. Caută o soluție pentru tine. Și o să o găsească. Ceea ce a stabilit voi după un drum sau în legătură cu o mutare, să știți că se materializează în următoarea perioadă. Foarte interesant, dragii mei! Haideți să vedem și zodiile implicate! Și avem așa: zodia berbec, săgetător, gemeni, rac, vărsător, scorpion, capricorn, leu rac balanță pești fecioară și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like dacă v-au plăcut previziunile și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Nu uitați să distribuiți videoclipurile dacă vreți să mulțumiți și de asemenea să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată.